Frunzuliță de cicor, mă, iauzi, mă! Cireșule de flori, măi, țineți mai mult florile, măi, că le-am fac dragostile, măi. Între ce neică pe vale, ia din tine cât o floare și-o pune la cingătoare, când îl vede de camare. Și-o pune la pălărie, cu știe că mi-e drag mie. Ioana Lărgeanu are 13 ani, s-a născut în comuna Frătei, satul Remuș și este elevă în clasa a 7-a la Colegiul Ioan Maiorescu din municipiu. Absolventa Școlii Populare de Artă, tânăra urmează în prezent cursurile Școlii de Muzică și Arte Plastice Victor Carpis din municipiu. Dragostea pentru muzica populară i-a fost insuflată de bunica sa încă de la o vârstă fragedă. În numai 8 ani, adolescenta a reușit să obțină respectul artiștilor consacrației muzicii populare românești doar cu ajutorul talentului și vocii sale. Balada de la 1907 este piesa cu care Ioana Lărgeanu a reușit să obțină locul întâi și să demonstreze juriului de la festivalul Florin Țara Bârsei, ce a avut loc la Brașov, că are talent. Azi nici vântul nu mai bate ca la 907. Urlau câinii pe serate și alergau oameni prin sate să-și facă singur dreptate, că nu mai aveau bucate. Femeile plângeau toate, iar copiii prin ogor desculți și cu capul gol. Modestă ca o fată simplă de la țară, Ioana spune că nu-și dorește o carieră în muzică, ci doar să ajungă profesoară în acest domeniu pentru a avea posibilitatea să le împărtășească și altora ceea ce, la rândul ei, a învățat. Simpla mulțumire a fetei este doar zâmbetul pe buzele celor care o ascultă. Aș vrea să fiu profesoară de muzică, să predau, să le arăt copiilor ce mi-au arătat și mie alți oameni și le mulțumesc foarte mult. Nu e pentru bani, mai mult să bucur oamenii și eu mă bucur când le văd râs pe buze și se bucură de ceea ce cânt eu. Deși muzica îi ocupă cea mai mare parte din timp, Ioana reușește să obțină rezultate foarte bune și la școală. Muzica populară însă nu este singura ei pasiune. Cânt și la vioară de 4 ani. La orgă vreo 2 ani m-am apucat și îmi place foarte mult să citesc, să compun poezii, compuneri chiar. De fiecare dată când este rugată de cineva să cânte, tânăra de 13 ani nu ezită să-și demonstreze talentul chiar și la vioară. Deși părinții fac eforturi mari pentru a o putea susține în cariera ei, greutățile sunt uitate la vederea interpretării pe scenă. Cei care doresc să asculte piesele interpretate de Ioana au posibilitatea să o facă de zilele orașului Giurgiu pe 23 aprilie.